Teatru, doamnelor și domnilor, pentru a ne aduce aminte de o personalitate fabuloasă a scenei, a filmului, a revistei, pentru că ne este foarte dor de maestrul Cornel Patrichi. Și acum, alături de mine și de noi, se află o doamnă de care mi-este foarte dor, pentru că la scurtă vreme, după ce ne-am despărțit de maestrul Cornel, ne-am văzut acasă, la ei, pe malul apei și am povestit atâtea lucruri frumoase, minunate, de dor de Cornel Patrichi. Doamna Cornelia Patrichi se află alături de noi, pe care o pupăm cu drag și nu ne-am mai văzut de mult. Să rămână, să rămână! Te îmbrățișez, Cristi, și de când nu ne-am mai văzut? De 6 ani. Sunt 6 ani de când nu ne-am mai văzut. Doamne, au trecut 6 ani. Doamne Dumnezeule, au trecut 6 ani. Da. Cum au trecut ăștia 6 ani, doamna Patrichi? Uite, au trecut, nu știu cum au trecut peste tine, dar pe mine am devenit bunică. Adică la mine s-a întâmplat, am devenit extraordinar în familie. Am o nepoție de 4 ani și pe drum o altă nepoțică. Și cât s-ar fi bucurat maestru Cornel dacă ar fi văzut asta? Îți dai seama. Și mai ales că el spunea, eu vreau nepoțică, eu vreau o fetiță. Da. Dar îi seamănă extraordinar. La ce îi seamănă? Îi seamănă, băi Cristi, la tot. La fițe, la râs, la nervi. Nu-ți spun că dansează, bineînțeles. Adică este una care își ia microfonul. Stai să vezi. I-a luat taică-s-o microfon. Și-a luat microfon, își ia microfonul și începe să cântă, dar nu cântă cântecele ei. Adică ea își compune. Își compune piese. Compune poezii. După care ea a învățat-o taică-s-o. Am moștenit de la Cornel un pick-up. Da. Știi ce e ăla, nu? Știu, eu am prins, am ascultat la pick-up. O colecție fabuloasă. Așa, o colecție fabuloasă de discuri și a învățat-o taică să o își pune singură discul și își alege muzica și se azi așa, la 4 ani, cum poate, dar ea știe melodia ce... știe să interpreteze melodia și o să-ți spun va haide de la muzica din 9 săptămâni și jumătate. Știi? Ce tare! Măi, și-a început cu fusta, nu știu dacă mă vezi, și-a început să facă... Schimbă discul. Da, doamnelor și domnilor, momente foarte frumoase. O să rog pe doamna Patrichi să mai rămână câteva minute alături de noi. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, pentru că după pauză trebuie să vă spun că toți cei care l-au iubit și îl iubesc în continuare pe Cornel Patrichi trebuie să meargă la Teatrul Tănase în acest weekend, sâmbătă, când la Galele Savoi, așa cum acum o lună de zile le-am avut alături pe Maria Noghi, pe Silvia Dumitrescu, pe Ileana Șipoteanu și pe Carmen Rădulescu. Acum va fi un moment in memoriam Cornel Patrichi sau in memoriam Horia Șerbănescu. Va fi acolo și Oana Sârbu și Sanda Lado și după câteva minute revenim la doamna Patrichi cu mult drag și dor. Am fost pe scena Teatrului Tănase, acum intrăm împreună cu doamna Patrichi în foaierul încărcat de istorie al Teatrului Tănase, pentru că acolo vedem imagini extraordinare cu Tănase, cu Stella, cu Arșinel, cu afișul spectacolului de sâmbătă, cu doamna Patrichi, care, la rândul său, a fost o stea a dansului, făcând o pereche absolut extraordinară cu Cornel Patrichi. Vreau să vă întreb... Sigur că s-ar fi bucurat, sigur că mă gândesc că nepoțica este de fapt trimisă de Cornel Patrichi pe pământ pentru a avea o bucățică de Cornel Patrichi în viața dumneavoastră. Greșesc?
Așa e, așa este. Nu greșești. Mă auzi? Da, 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 vă aud foarte acum? Bine. Da, 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 foarte da? Bine vă aud. Bine, bine. Vreau să vă întreb dacă îl visați. Așa este, Cristi. Dacă îl visați. Da, îl visez și îl visez destul de des. Adică am senzația că dimineața când mă trezesc, am senzația că trebuie să-i pregătesc cafeaua. Cristi, aș vrea, nu știu, aș vrea să nu mai întreb, pentru că mie mi-e din ce în ce mai greu. Deci, în ăștia 6 ani, în loc să mă eliberez puțin, la mine s-a întâmplat invers. Adică, mi-e din ce în ce mai greu. Înțelegi? Înțeleg. Înțeleg. De aceea vreau să vă întreb... Da. Și mă gândesc câte emoții veți avea sâmbătă seara, în momentul în care Teatrul Tănase face o chestiune de onoare și de calitate pentru a-l pomeni și a face un moment in memoriam Cornel Patrichi, care a fost și rămâne, a scris istorie la Teatrul Tănase și nu numai, și în televiziune, dar la Teatrul Tănase a fost una dintre casele lui. Îmi propun ca sâmbătă seara să pot să fiu veselă, să pot să povestesc lucruri nostime cu el și cu trupa de balet, adică asta îmi propun. Când am ajuns astăzi la teatru și am urcat pe scenă, am simțit o vibrație. Drag. Am simțit-o, pentru că eu pe scenă l-am cunoscut aici. Înțelegi? Da. Deci, nu pot să vorbesc fără emoții, inutil. Atunci haideți să facem... Sunt emoționat, asta este. Hai să facem lucrul următor. O să vedem spre final afișul, dar vreau, dacă v-ați adus aminte de momentul în care v-ați cunoscut, vă rog să mi-l povestiți. Deci, eu nu... mi-a scăpat asta. Vă auzim, vă auzim. Mi-au căzut urechile. Da, 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 da. Îi mulțumim Ancăi Nicolean care ne ajută. Mi-au căzut. Da, da, da. Deci? Mi-au căzut urechile. Deci, de fapt, eu l-am văzut pe el pe scenă. Înțelegi? Adică nu ne-am cunoscut pe scenă. Eu l-am văzut pe scenă. În anii 69, îți dai seama, 1969, vreau să-ți povestesc că el era un dansator cu atât farmec și atât dar. Și el pe scenă nu era nevoie să danseze, știi? El, dacă intra pe scenă și făcea 2 pași și se uita la public, se făcea liniște. Ți se tăia respirația. Așa era el. Adevărul este că a avut un magnetism absolut extraordinar. Chiar și spre final, în momentul în care era în juriu acelui concurs, care concurs l-am lăsat pe maestru Patrichi atunci când nu trebuia, e foarte important de spus că acolo era greutatea și magnetismul, pentru că Cornel Patrichi certifica tot ce era acolo apropo de dans. Aș vrea un minut să mai stăm și să vă mulțumesc foarte mult, pentru că îmi dau seama că vă fac misiunea tot mai grea. Da. Să vorbim și să spunem că sâmbătă, pentru toți iubitorii de teatru, vor fi la Galele Savoi, unde maestru Muraru va fi pe scenă, împreună cu Valentina, împreună cu Ana Sârbu, împreună cu Sanda Lado și cu Gina Pătrașcu, care vine să rememoreze pe Horia Șerbănescu. Momente și oameni care au făcut lucruri extraordinare. Ultima întrebare. Cum regăsiți țara și casa acum că ați venit? Mai, mie îmi place aici. Eu de câte ori vin, mă întorc cu plăcere. Adică, iar eu casa în care noi am stat, nu mai am. Știu. Înțelegi? Casa de la țară nu mai este. Casa
în care mi-ai luat interviuri la București nu mai e. Și atunci eu zic că vin la București. Eu nu vin la Cornell, pentru că mi-e mai greu. Mă duc la cimitir. Sunt atât de confuză în discuții, Cristi, că tu mă simți? Da. Sunt confuză. Da, sunt mai prins într-o zi în care eu am intrat la teatru după foarte mulți ani. Vreau să spun că, hai să spun o chestie mai veselă. Știi că am repetat, știi că vreau să fac doi pași de dans, știi că vreau să dansez sâmbătă. Aoleu, păi trebuie să vedem chestia asta, o să fie tare. Asta e o bucurie. Da. Da, sunt convins că e... Deci... E, acolo e sângele. Sunt convins că o să iasă magistral momentul. Deci eu am zis, nu pot să intru pe scenă fără doi pași de dans. Eu nu pot să intru așa. Ori mă duceți în căruciori, adică ori eu intru, da, ori eu intru în pași de dans. Și mi-am ales un minut, un minut de dansuleț, o să, așa o să fie intrarea mea. Mulțumim foarte mult. Mă bucur că ne-am văzut în aceste minute. Mai întreabă-mă. Da. Vreau eu, noi o să trimitem o cameră de filmat acolo la teatru și mai multe povestim sâmbătă. Acum am vrut să ne vedem chiar în prima zi în care ați intrat în teatru și să invităm oamenii să vadă acest spectacol încărcat de atâta valoare și amintire. Vă pupăm, vă iubim și tare. Mă bucur că ne-am văzut. Vă salut pe toți. Bine, numai bine, sănătate. Doamnelor și domnilor, a fost Cornelia Patrichi. Iată, acesta este afișul unui spectacol care, iată, in memoriam și Aurel Storin, Tavi Ursulescu prezintă. Mulțumim foarte mult. Acum Oana are o invitată.